Bun găsit! Elevii care vor participa la cea de-a doua sesiune a bacalaureatului vor susține în perioada 8-9 august 2024 evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și în limba maternă. Această probă va fi urmată de evaluarea competențelor digitale de pe data de 12 august 2024, iar evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională va fi în perioada 13-14 august 2024. A doua sesiune de bacalaureat continuă cu probele scrise, începând cu data de 19 august, când elevii vor susține proba la limba și literatura română. Mai apoi, pe data de 20 august, vor susține proba obligatorie a profilului, pe 21 august, proba la alegere a profilului și specializării și, nu în ultimul rând, pe data de 22 august 2024, proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate de la cea de-a doua sesiune de bacalaureat vor fi publicate pe 26 august, iar contestațiile se vor depune în aceeași zi, între orele 12 și 18. În perioada 27-29 august vor fi rezolvate contestațiile, urmând ca rezultatele finale să fie afișate pe data de 30 august 2024.